Deschiderea stagiunii 2015-2016 pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Moldova, cu o reuniune a teatrelor naționale românești, reprezintă un triumf și o revanșă a culturii față de acțiunile și deciziile politico-istorice nefaste ale secolului 20 și un eveniment prin care, în secolul 21, reafirmăm vocația europeană și unitatea valorilor identitare românești. Reuniunea a fost inaugurată cu premiera Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, o producție moldo-poloneză, Casa de pe graniță, de Slavomir Mrojek. Spectacol emblematic atât prin subiectul piesei mereu actual pentru Republica Moldova, prin figura autorului, simbol al aspirațiilor polonezilor pentru democrație, cât și prin modalitatea de realizare a unui spectacol în colaborare cu artiști notori din Polonia. Regizoarea Agnieszka Korytkowska-Mazur, pictorul scenograf Paweł Dobrzycki și coregraful Maciej Zakliczenski. Filumena Marturano sau Divorț în stil italian de Eduardo De Filippo în regia lui Alexandru Vasilachi readuce în scenă o veche și mereu nouă temă a iubirii percepute și trăite atât de diferit de un bărbat și de o femeie, trecute prin sentimentele maternității și paternității, o iubire risipită și regăsită în scena naționalului din Chișinău. Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu a adus unul din cele mai importante spectacole pe care Silviu Purcărete le-a făcut în România și în lume, după unul din cele mai disputate și obsedante texte ale Teatrului Absurdului, Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, cu Marian Râlea și Constantin Chiriac în rolurile titulare. Afirmând rolul înainte mergător al culturii și bucuria de a fi reuniți în spațiul spiritual al limbii române, Constantin Chiriac a susținut recitalurile extraordinare Domnule și frate Eminescu și Metanii. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova a venit la Chișinău cu trei spectacole. O furtună, în regia lui Silviu Purcărete, care prin fascinante imagini vizuale și sonore sporește enigmele și multiplică metaforele celui mai încifrat și filozofic text shakespearian. Spargerea, după Răzvan Petrescu, spectacol realizat în stilistica benzilor desenate din reviste, este reprezentativ pentru tânăra generație în regie și scenografie. Autorul montării, Dragoș Alexandru Mușoiu, fiind câștigătorul concursului de proiecte cu texte românești pentru tineri regizori și scenografi. Din patrimoniul clasicilor literaturii române s-a jucat O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, într-o montare plină de sugestii la o lume a mitocanilor contemporani, dar fidelă textului canonic, semnată de Mircea Cornișteanu, autorul primei integrale Caragiale în lumea teatrului românesc, cu peste 25 de spectacole după opera caragialiană în palmares. Teatrul Național din Iași a revenit la Chișinău cu două premiere. Piesa Vizita bătrânei doamne, scrisă cu o precizie crudă și diabolică de Friedrich Dürrenmatt, în regia lui Claudiu Goga, a multiplicat sensurile parabolei despre fragilitatea omului în fața puterii banului în spațiul Moldovei moderne. O lume efervescentă, animată într-un ritm amețitor de personaje ce debordează de energie, a trezit cascade de râs și a reamintit plăcerea și bucuria de a trăi prin comedia explozivă Colivia, de George Feydeau, în regia lui Cristian Hagiculea. Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București a revenit la Chișinău cu trei spectacole. Amalia Ciolan, în rolul Aniței Nandri Șcudla, ne-a purtat prin abisurile suferinței și ne-a reamintit forța credinței și a demnității umane în monospectacolul 20 de ani în Siberia. Trei actori tineri au jucat și au improvizat într-un maraton muzical și teatral act-orchestră, într-un proiect al noii generații de actori susținut de Teatrul Național din București. Dumnezeu se îmbracă de la Second Hand, în regia lui Ion Caramitru, este un spectacol pe un text din dramaturgia românească contemporană. O scurtă istorie a României de astăzi, scrisă de Iulian Margu și reconstituită ca într-un tablou de puzzle în care personajele din câteva generații sunt reunite în jurul unui pian pe turnanta istoriei.
O secțiune aparte a reuniunii a fost prezența Teatrului Național Radiofonic din București cu 7 spectacole realizate în cadrul a 2 proiecte tematice. Teatrul Document, din seria Biografii Memorii, dedicate unor destine exemplare, adevărate modele în lupta de rezistență anticomunistă și ciclul Dramaturgi Români Contemporani. 6 autori în căutarea unui personaj, Deval Butnaru, Vlad Mugur, Craiova Mon Amour. Părintele Zosim Oancea, icoana vieții, credință și ctitorie. Anița Nandriș-Cudla, amintiri din viață, 20 de ani în Siberia. Elisabeta Rizea, mărturii. Părintele Arsenie Boca, taina iubirii. Și Hronicul găinarilor, de Aureliu Busuioc. Zilnic s-au desfășurat audiții cu publicul în cadrul cărora echipa de creație de la Radio România, Magda Duțu, Ion Costin Manoliu, Mirela Georgescu, Stelică Muscalu, au avut posibilitatea de a fi în dialog cu ascultătorii și de a face schimb de experiență cu realizatorii de la Radio Moldova. Pe parcursul celor 11 zile alături de oamenii de teatru au fost echipele de creație de la instituția Teleradio Moldova. Și prin aceasta ne exprimăm gratitudinea tuturor jurnaliștilor care au reflectat evenimentul și în alte instituții media. În numele spectatorilor din Republica Moldova, ținem să ne exprimăm recunoștința tuturor celor care au contribuit și au susținut organizarea acestui eveniment. Ideea reuniunii teatrelor naționale românești la Chișinău a trecut din faza de proiect la cea de eveniment prin implicarea personală a eminenților oameni de cultură: Ion Caramitru, directorul Teatrului Național din București, Mircea Cornișteanu, directorul Teatrului Național din Craiova, Cristian Hagiculea, directorul Teatrului Național din Iași, și Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național din Sibiu. De asemenea, prin voința și contribuția financiară a instituțiilor oficiale, Ministerul Culturii din Republica Moldova în persoana doamnei Monica Babuc, Ministerul Culturii din România în persoana domnului Ionuț Vulpescu, precum și a Institutului Cultural Român în persoana domnilor Radu Boroianu și Valeriu Matei. Acest proiect a fost realizat grație acțiunilor de mecenat întreprinse de prietenii și sponsorii teatrului, Moldincon Bank și întreprinderea vinicolă Purcari. Și bineînțeles, acest eveniment a fost posibil grație receptivității și efortului tuturor actorilor și personalului de creație de la teatrele naționale din România, care au acceptat să facă un drum lung și să treacă prutul pentru a-și întâlni publicul din Republica Moldova. Cred că astăzi, la fel ca altă dată, prin teatru putem rezista ca individualități în fața nebuniei, ca popor în fața provocărilor geopolitice ale secolului. Sper ca întâlnirile spectatorilor din Republica Moldova cu artiștii teatrelor românești va deveni o constantă și o tradiție a vieții culturale de pe cele două maluri ale Prutului. Vă mulțumim că ați fost alături și vă așteptăm cu drag la teatru!